cred că societatea deja și-a dat seama că în fața noastră sunt niște bandiți. Iar lupta pentru putere a ajuns să fie derahat la propriu, având în vedere ceea ce s-a întâmplat ieri la sediul PLDM. Când faci accident, nu te dai jos din mașină și nu îndrepți furtunul cu mâna ca să stropești scările. Este clar că e vorba de o acțiune pusă la cale, iar mașina respectivă a mers și pe contrasens. Nu știu cui aparține, după cum se dă o mașină privată, că nu are cum să aparțină. Noi în serviciile noastre nu cunoaștem să avem asemenea auto speciale. Dacă este cineva, rog să spună, domnul Manev sau ceilalți care știți, să ne spuneți, vă rog, de unde este, dacă știți cumva, sau de la care privat. Dar este cert că la mijloc este vorba despre o provocare. Prin urmare, consider că societatea noastră e suficient de matură să-și dea seama că este vorba despre niște bandiți și nu văd niciun motiv pentru care poliția, procuratura și instanța de judecată să nu aplice legea și să nu-i aresteze și respectiv să-i pună la respect. Nu poate să stea 1 milion de oameni ostatic la niște debili. Два дебила – это сила, как было по интернету.